Incredibil, dar adevărat, un bărbat a pus pământ cu excavatorul peste o femeie. Întreaga scenă s-a petrecut într-un cartier de la marginea municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița. Mai clar, femeia era în fața curții unde supraveghea excavatorul pe care îl închiriase pentru a-i săpa șanțul în care urma să introducă conducta de apă. În acest moment, un bărbat, care se crede administratorul acelei zone și mai mult crede că tot terenul îi aparține, a venit mâncând pământ să-l oprească pe bărbatul cu excavatorul care lucra la șanț, susținând sus și tare că terenul îi aparține. Bărbatul cu excavatorul s-a oprit imediat din lucru, iar între femeie și bărbatul pus pe harță a pornit un scandal. La un moment dat, bărbatul pus pe harță a lovit-o pe femeie peste față, acestea căzându-i ochelarii în șanț. Femeia a intrat în șanț să-și recupereze ochelarii, în moment în care bărbatul care susține că terenul îi aparține s-a urcat la volanul unui alt excavator proprietar personală și a răsturnat o cupă de pământ peste femeie în șanț. La fața locului a sosit imediat o ambulanță care a preluat-o pe femeie și poliția care a demarat o anchetă. Pur și simplu angajat ca să faceți un șanț. Da, cum mă sună oricine poate să mă sune să preste servicii. Și a venit să vă dea la un parte sau ceva? Nu, a zis că de ce stau aici, că știu că e pământul meu și alea. Și eu am zis, băi nene, nu știu, nu te cunosc, nu mă cunosc și... Domnul, ce, că de ce ne-am întrebat că dacă are acte? Și mi-am zis, băi, mă interesa pe mine să întreb că are acte sau nu are acte. Ce a făcut efectiv? S-a urcat pe excavator și a îngropat? S-a urcat pe excavatorul celălalt și a pus pământ peste o doamnă care era în șanț. Efectiv a pus pământ peste ea? Da, probabil că o fi văzut, o n-o fi văzut, și după aceea am zis eu, dânsului să stea la un loc, a pus peste doamna pământ. Deci era destul de... dificilă situația în care... Da, erau nervoși, s-au înjurat, s-au luat la palme. Vecinii spun că este desperiat cu acest bărbat și nu știu ce să mai facă, chiar dacă legea le-a făcut dreptate. Suntem în stadiu de a racorda casele la utilități, în special la rețeaua de apă, și domnul ne permite. S-a autointitulat administrator acestei zone, n-are acordul nimănui. Noi am cumpărat de bună credință cu acte legal tot, ca persoană fizică, inclusiv drumul, cotă indivisă din drum, cu declarație notarială, dumnealui a spus că nu are niciun fel de pretenție, niciun fel de natură și că drumul de servitute va fi folosit pentru rețele de apă, electricitate, gaz. Acum suntem în situația în care vrem să ne racordăm la rețeaua de apă și nu ne permite. Vrea ca toată lumea să se racordeze la rețeaua. Să se racordeze la rețeaua dânsului, da. Și în cazul în care, pe viitor, cunoscându-l pentru noi, ar fi mai puțin costisitor să ne legăm la rețeaua pe care spune dânsul că o are. Interesant că această rețea la care vrea să ne legăm nu are niciun fel de autorizație. A tras cu pistolul, deci nu este prima dată când se întâmplă așa. Deci au venit organele de poliție de fiecare dată, am înțeles că au amendat, dar mai mult spun că nu au ce face. Suntem deja în litigiu mai multe persoane de aici și am câștigat pe fond. Iar acum, de aproape un an jumătate, ne chinuim la căile de atac, dumnealui fie nu vine, fie amână, și la intrarea în cartier, să vedeți că a pus el, ca persoană fizică, semn de circulație, cu acces interzis și cu amendă. Și nimeni nu se sesizează. Poliția a întocmit un dosar penal în acest caz. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire, după ce femeia de 53 de ani a reclamat faptul că a fost accidentată în timp ce se afla în șanțul de racordare a locuinței cu apă, pentru a-și recupera ochelarii, fiind acoperită de o bucată de pământ pe care bărbatul a pus-o cu ajutorul unui buldo excavator.